Hiperborea este menționată adesea în izvoarele istorice grecești, iar reprezentând o regiune aflată dincolo de vântul de nord, sau Boreas, un loc perfect în care soarele strălucea 24 de ore pe zi, iar pomii erau foarte roditori, astfel încât produceau de două ori fructe pe an. De asemenea, Scandinavii păstrează legenda despre Ultima Tule, capitala Hiperborei, o țară minunată din nordul îndepărtat unde soarele nu apunea niciodată. Acolo au trăit strămoșii rasei ariene, oameni înalți, blonzi și cu ochi albaștri, ce se hrăneau doar cu produse vegetale. Hiperboreenii erau foarte avansați din punct de vedere spiritual și tehnologic. Ei pilotau vrilia, aparate de zbor ce pot fi asemănate în prezent cu ozeneurile. Aceste discuri zburătoare utilizau levitația, ce se obținea prin generarea unui puternic câmp magnetic de către două discuri ce se roteau cu mare viteză în sensuri opuse, folosind pentru deplasare câmpul magnetic al Pământului. Legenda scandinavă mai amintește de faptul că Hiperborea a dispărut în cursul unei ere glaciare, iar pentru a se salva locuitorii ei au săpat cu ajutorul unor mașini mari, tuneluri uriașe în scoarța Pământului, unde au creat alături de supraviețuitorii din Atlantida un imperiu subteran numit Agarta, imperiu a cărui capitală este Shambhala. În acest videoclip voi vorbi despre Hiperborea, unde a fost localizată, cine au fost locuitorii acestui teritoriu, care este legătura dintre locuitorii hiperborei cu extraterestrii, precum și cu țara noastră, dar și cu legendara a Troiei. Informațiile prezentate de mine în continuare sunt preluate din cartea Geneza Uitată scrisă de Radu Cinamar. Așa cum am menționat și în alte videoclipuri, informațiile din această carte au fost obținute de Radu Cinamar prin vizionarea unor imagini din trecutul îndepărtat al planetei, prin intermediul unui dispozitiv cuantic ce aparține locuitorilor orașului subteran Apelos, aflat sub munții Apuseni. Orașul Apelos și locuitorii săi se află în dimensiunea a patra și sunt mai evoluați spiritual și tehnologic decât noi, oamenii de la suprafață, care trăim în dimensiunea a treia conștiinței. Locuitorii acestui oraș subteran colaborează deja cu anumite instituții din țara noastră iar în viitorul apropiat se va face publică existența orașului. Deci, informațiile prezentate în Cartea Geneza Uitată, atât despre hiperboreac și despre alte momente importante din trecutul planetei, reprezintă fapte reale și nu ipoteze și presupuneri. Haideți să vedem în continuare, prezentată pe scurt, adevărata poveste a hiperboreei, așa cum apare prezentată în Cartea Geneza Uitată scrisă de Radu Cinamar, Legătura hiperborenilor cu extraterestrii, cu țara noastră și cu cetatea Troia. În urmă cu aproximativ 100.000 de ani, pe Pământ a izbucnit un conflict devastator între mai multe civilizații extraterestre avansate, membre ale Alianței Galactice, care desfășurau proiecte genetice pentru evoluția ființelor umane pe planeta noastră. Sursa neînțelegerilor au fost extraterestrii reptilieni, care au reușit atunci să transmită elemente din propriul ADN. În rândul populației umane, toate părțile beligerante au fost extraterestre și își disputau teritorii sau puterea de influență. În perioada de timp cuprinsă între anii 90.000 și 72.000 înainte de Hristos, au mai fost alte bătălii și tensiuni la suprafața planetei care au implicat și ființe umane. Toate acele conflicte au culminat cu un teribil război pe teritoriul Europei de azi, cam prin 50.000 înainte de Hristos, în acea perioadă. Pe pământ exista o civilizație avansată a unor ființe umane numite Tars. Configurația uscatului în emisfera nordică era puțin diferită de ceea ce știm astăzi. Suedia, Norvegia și Finlanda erau unite cu Europa, iar în locul suprafeței întinse care în zilele noastre este acoperită de mare, nu existau decât lacuri și câteva râuri mari. Civilizația Tars ocupa aceste teritorii și chiar avansa mai la sud spre Polonia, Ucraina, România și chiar puțin spre Est, prinzând o parte din țările baltice de azi. În marea lor majoritate, tarșii erau ființe umane NK, având însă un corp mult mai zvelt, mai vital și mai armonios decât cel al omului contemporan. La începuturile civilizației lor, adică prin 70 70.000 înainte de Hristos, ei erau ființe NL, dar datorită combinațiilor repetate cu ființele NK mai primitive, ADN-ul lor a suferit transformări majore cu puternice accente NK. Dintr-un anumit punct de vedere, ei erau o civilizație de semizei, adică hibrizi, provenind din combinarea ființelor NL cu ființele NK. Cauza imensului conflict din jurul anilor 50 de mii înainte de Hristos a constat în fricțiunile dintre diferitele credințe împărtășite de populațiile Tars. Pe atunci, legăturile dintre planul fizic și cele eteric erau numeroase, creând multe portaluri de trecere dintr-un plan în altul la suprafața planetei, dar mai ales oferind căi de acces spre tărâmurile sacre locuite de ființele enl înțelepte, ce aveau să se constituie mai târziu un tărâmul șambalei. Cu timpul, unele grupări ale populației tarșilor au început să dorească o extindere a teritoriului lor care implica de asemenea mai multe zone de trecere între planul fizic și cel eteric. Astfel au apărut primele conflicte armate, care la început erau relativ minore. Prin mulțimea și insistența lor, acele lupte și războaie au destabilizat existența naturală a sasurilor dintre planul fizic și cel eteric. Zonele eterice, ce corespundeau acelor frecvențe, au început să se separe tot mai mult de planul fizic. Și aceasta a dat naștere la mari nemulțumiri și neînțelegeri, deoarece se pierdeau multe posibilități care înainte erau valabile datorită coexistenței cu planul eteric. Cunoaștere superioară, acces mult mai facil la deplasarea dintr-o zonă în alta, contactarea unor ființe superioare, stări superioare de existență și altele. Astfel, fiecare grup de populație implicat în acel conflict dorea o zonă acceptabilă pentru a-și continua existența și multe dintre ele doreau chiar teritoriile șambalei. Acela a fost, de fapt, momentul în care s-a declanșat Marele Război printr-un fel de unire a tuturor focarilor de luptă ce trenau de mai mulți ani în diferite zone ale teritoriului Tars. A fost un război cumplit, imens și devastator. O uriașă armată condusă de facțiuni ostile binelui a forțat unele intrări în Șambala, atacând prin mai multe zone de acces, situate în zona de sud și cea centrală ale Poloniei. Acolo s-au izbit de o puternică apărare a zonelor comune de trecere între planul fizic și planul eteric. Zona de conflict s-a răsfirat apoi pe teritorii imense, ca în vantaie, cuprinzând o parte din Ucraina și nordul României, tot teritoriul Poloniei, mergând până în partea de sud a Suediei inclusiv. Teribilul conflict a implicat un număr imens de războinici, câteva milioane și erau războinici de elită foarte puternici, și cu arme ce împrumutau unele caracteristici și puteri specifice planului eteric, cu care până atunci ei aveau contact foarte des. În război, alături de tarș, au fost și grupuri de ființe NK mai puțin dezvoltate, dar foarte puternice, având însă arme convenționale, cum ar fi topoare, sulițe sau arcuri. Se pare că nici ființele NL, care erau mai puține, nu au stat deoparte de acea teribilă confruntare, folosind tehnologii mult superioare, cum ar fi unele nave aeriene de atac cu armament foarte avansat. Acestea emiteau un fel de jeturi, ca un mănunchi de lasere, care aproape de suprafața Pământului se ramificau și produceau pagube imense, atât materiale, cât și de vieți omenești. Conflictul a fost atât de violent încât, după încetarea lui, unii apărători ai păcii din rândul ființelor NL au decis că el trebuie gravat în memoria omenirii pentru a evita ca așa ceva să se mai întâmple de atunci înainte. În zona conflictului, în planul eteric, au apărut niște coloane gigantice ca niște emițătoare de avertizare. Acestea conțineau un interior emițătoare de unde telepatice, al căror scop era acela de a pre preîntâmpina pe viitor orice astfel de conflict devastator prin emisia unor frecvențe specifice care se activau în cazul unei astfel de amenințări. După încheierea războiului, puținele ființe care au mai rămas, în special cele superioare din ramura NL și cele din ramura NK superioară, adică unii dintre semizei, ce reprezentau hibridizări cu ființele NL, au dezvoltat mai apoi o spiritualitate elevată în acea zonă, care a devenit astfel locul de naștere a marii civilizații hiperboreene. Conform cărții Geneza uitată, Hiperborea cuprindea un teritoriu întins, ca o fâșie oarecum verticală de pământ de la Transilvania de azi, în sus, spre ceea ce cunoaștem a fi vestul Ucrainei din prezent, prinzând de asemenea și o mică parte din vestul țărilor baltice. O parte însemnată a teritoriului era pe suprafața actuală a Poloniei, urcând până în sudul Suediei. Se pare că în istoria Hiperboreei, au existat două mari perioade, înainte de Marele Război Tars, aceasta fiind perioada cuprinsă între 70.000 și 50.000 înainte de Hristos, și după Războiul Tars de acum 50.000 de ani înainte de Hristos. Se pare că după teribila confruntare, teritoriul respectiv, pe care mai târziu avea să se sedimenteze hiperborea, a rămas aproape nelocuit pentru o perioadă destul de mare de timp. Mai apoi, Populația din acea zonă a început să crească și să se individualizeze, devenind o civilizație de sine stătătoare, un fel de administrație în care ființele NL, care erau lideri, datorită nivelului spiritual înalt pe care îl aveau, au reușit să unească toate tendințele populației într-o civilizație puternică și o orientare spirituală comună, mai ales pentru că în trecutul îndepărtat al omenirii, conducerea era eminamente spirituală. Se pare că pe atunci nu exista un alt tip de conducere, căci liderul administrativ al unui teritoriu mai întins era în același timp și sacerdot, iar acest fapt dădea o forță extraordinară populației și o orienta în mod pozitiv. Noua populație hiperboreană era unită și coerentă în aspirații și gândire, cam la fel cum țările creștine ale Europei din perioada Evului Mediu se aflau sub autoritatea spirituală a Papei. O parte din vechii tarși, care la început erau ființe NL, dar și combinații de NL și NK sub formă de semizei, în urma numeroaselor combinații cu ființele NK, au devenit majoritari NK, fiind cunoscuți ca bunmeșteșugari, în special de arme de luptă. Ei apărau zona de sud a Hiperborei, trăind în special pe teritoriul Transilvaniei de azi și mai spre nord către Ucraina. Mai apoi, în urmă cu aproximativ 27.000 de ani, gena NL evoluase așa de mult încât ajunsese cam la același nivel cu cea a civilizațiilor extraterestre avansate. Atunci când s-a ajuns la acel echilibru, s-a creat o înțelegere între oameni, ramura NL și anumite civilizații extraterestre pentru ca unele suflete elevate din acestea să se reîncarneze în trupurile ființelor NL. În acea perioadă, vechiul teritoriu Tars, care devenise practic teritoriul numit Hiperborea, era locuit de mai multe tipuri de populații. În acel vast teritoriu se regăseau aproape toate tipologiile de populații: albi, negri, metiși, galbeni, mongoloizi, și chiar și alte tipuri care derivau din acestea, dar erau totuși deosebite prin anumite trăsături: culoarea pielii, culoarea ochilor, a părului. Particularități ale feței, ori ale trupului, uneori destul de diferite față de ceea ce noi cunoaștem în ziua de azi. Ele au rezistat datorită ușurinței cu care multe suflete de pe alte planete se încarnau pe Pământ și aveau corpuri fizice de ființe NL, pentru că acestea puteau să susțină conștiințele extraterestre evoluate. Se pare că aceea a fost ultima perioadă de relativă armonie pe Pământ înainte de retragerea genei NL care își resursele. Retragerea ramurii NL a fost destul de lentă la început. Ea a început prin 27 de mii înainte de Hristos și a făcut ca ființele NL să nu mai fie răspândite pe toată suprafața planetei, ci gradat să rămână doar în anumite zone ale ei. Retragerea ființilor NL din planul fizic s-a accelerat însă foarte mult după scufundarea Atlantidei, acum aproximativ 13.500 de ani, pământul rămânând populat aproape numai cu ființe din ramura NK și eventual și câteva ființe NL hibridizate cu ființe NK și doar la nivel de lider sau mari conducători se puteau regăsi ființe NL, cum ar fi faraonii Egiptului Antic sau Marii Regi din Orientul Mijlociu. Începând cam cu 25 de înainte de Hristos, temperaturile la suprafața planetei au început să scadă, ceea ce a determinat ca ființele NL, care aveau deja o mare rezonanță cu planul eteric, să rămână din ce în ce mai mult în acest plan subtil și să aibă legături tot mai reduse cu planul fizic. Conform cărții Geneza uitată, civilizația hiperboreană în starea ei activă a continuat cam până prin 14.000 înainte de Hristos, după care s-a stins. Rudimente ale acestea au continuat să existe în anumite zone ale fostei Hiperborea, chiar și mai spre nord, însă ele formau comunități foarte mici. Restul populației a migrat destul de repede, mai ales spre Atlantida, și de asemenea spre sud, către Transilvania, unde s-a stabilit în munți. De acolo, după câteva milenii, o parte din populație a coborât spre sudul continentului. Dând naștere în timp altor mari civilizații mai apropiate de zilele noastre. O altă parte a migrat însă spre Est, către Asia, în etape distincte, punând de asemenea bazele unor civilizații mărețe. Un alt grup de oameni, urmași ai hiperboreenilor, a plecat din zona Transilvaniei, împreună cu animalele lor domestice, în special oi, și s-au așezat pe teritoriul Turciei de azi acolo aceștia au construit la început o cetate care în timp a devenit un mare oraș, foarte bine dezvoltat și chiar dotat cu o anumită tehnologie, cetatea fiind luminată în timpul nopții. Numele cetății a fost Troia și a fost construită în jurul unei discontinuități spațiotemporale ce permitea legătura cu zonele elevate ale planului eteric și mai ales cu Shambhala, Orașul era perfect circular și înconjura punctul central unde se afla distorsiunea, sasul prin care se putea pătrunde în planul eteric ce corespundea acelei zone, însă nu toți oamenii aveau acces în dimensiunea superioară a planului eteric. Se pare că urmașii hiperboreenilor care au fondat Troia, chiar dacă erau doar palii de reflexie a ceea ce a fost odată civilizația hiperboreană, încă dețineau suficiente secrete și chiar metode oculte pentru a opune rezistență îndrăjită atacurilor altor popoare. De asemenea, din carte, aflăm că Troia a fost ultimul oraș din Europa care mai păstra o legătură solidă cu planul subtil eteric. A fost ultimul oraș prin care se putea pătrunde în mod firesc și la scară largă în planul subtil eteric. Odată cu înfrângerea suferită în lungul război cu grecii, cetatea s-a rupt brusc de planul fizic și atunci realitatea de la suprafața pământului s-a murdărit cumva, deoarece se eliminase până și ultima reduta a ceea ce încă era superior, pur și bun. Un alt lucru interesant pe care îl aflăm din carte este că zona de trecere în planul eteric din interiorul cetății a fost celul principal al războiului troian, de fapt al forțelor oculte care l-au sugerat și dirijat, folosind ființele umane ca vehicule pentru a realiza acea masivă ruptură energetică. Această cădere a aruncat omenirea într-un întuneric și mai adânc decât cel de până atunci, generat de distrugerea Atlantidei. După aceea, Troia s-a resorbit în planul eteric, iar orașul ca atare nu mai poate fi găsit în planul fizic. De asemenea, se pare că ceea ce Henrik Schliemann a descoperit în 1870 în zona localității Hisarlik din nord-vestul Turciei de azi reprezintă doar o parte mică a orașului mai exact acea parte ce avea o rezonanță mai apropiată de planul fizic. Ea nu reprezintă însă cetatea Troiei, așa cum s-au grăbit să anunțe arheologii la acea vreme. Din cartea Geneza uitată, din capitolul despre Marele Război Tars și din cel despre Hiperborea, am putea deduce următoarele. Că misterioșii agatărși care au trăit în zona Transilvaniei, descoperirile arheologice și legendele locului confirmă existența lor în această parte a țării, sunt de fapt urmașii acestor oameni din vechime numiți tarși. Deci și din Transilvania sunt urmașii vechilor tarși. De asemenea, avem confirmarea că dacii, strămoșii noștri, sunt urmașii tarșilor, respectiv ai hiperboreenilor care au trăit în munții de la noi din țară și în zona Transilvaniei. Asta înseamnă că opera mare lui Nicolae de Însușianu, Dacia preistorică, este corectă și de asemenea și Dacia Hiperboreană a lui Vasile Lovinescu. De asemenea, din cele două capitole menționate, am putea înțelege mai bine ce au urmărit, de fapt, naziștii și sovieticii prin invadarea Poloniei în 1939. Știm că naziștii și sovieticii la acea vreme erau prieteni. De asemenea, naziștii au fost extrem de interesați de Atlantida, Hiperborea și civilizațiile din interiorul Pământului. Au fost interesați în mod special de tehnologie avansată a acestora. Cu siguranță că naziștii, care au ajuns până în Tibet, și s-au perindat și prin munții de la noi din țară. Au aflat din documentele scrierile adunate de prin toate colțurile lumii, sau poate chiar de la prietenii lor reptilieni, despre intrarea sau portalul spre șambala din Polonia. Vedem că în geneza uitată se spune că facțiuni ostile binelui, adică forțele întunericului, cu aproximativ 50.000 de ani în urmă, au încercat să pătrundă în șambala prin acele portaluri care fac legătura între planul fizic și cel eteric. Unul dintre aceste portaluri, destul de important, aflându-se în Polonia. Se pare că după mii de ani, forțele întunericului, de data aceasta reprezentate de naziști și sovietici, coordonați de reptilieni, au încercat din nou să pătrundă în Șambala prin portalul care se află în Polonia acesta fiind adevăratul motiv pentru care polonezii au fost ocupați de naziști și sovietici în 1939. Alt lucru interesant pe care îl putem deduce din carte privitor la perioada de acum mai bine de 50.000 de ani este că pământul avea o altă înclinație a axei. Iată ce spune Radu Cinamar în carte. Configurația uscatului în emisfera nordică, așa după cum am văzut eu în imaginile holografice ce mi se arătau, era puțin diferită de ceea ce știm astăzi în sensul că Suedia, Norvegia, Finlanda erau unite cu Europa, căci în locul suprafeței întinse care în zilele noastre este acoperită de mare, nu existau decât lacuri și câteva râuri mari. Tot în carte se spune, ramura NL împlinea astfel un ciclu evolutiv complex pe pământ și urma să se retragă, mai bine zis să rămână într-un plan subtil superior celui fizic, în parte și datorită unor condiții climatice deosebite, care se manifestau din ce în ce mai mult în zona de nord a planetei. Într-adevăr, începând cam cu 25 de de Hristos, temperaturile la suprafața planetei au început să scadă, ceea ce a determinat ca ființele NL, care aveau deja o mare rezonanță cu planul eteric, să rămână din ce în ce mai mult în acest plan subtil și să aibă legături tot mai reduse cu planul fizic, deci este foarte posibil că acum aproximativ 25.000 de ani să fi avut loc o schimbare a axei Pământului, cel mai probabil în urma unei explozii solare. Conform lui Charles Hapgood, autorul cărții The Earth Shifting Crust, în urmă cu peste 50.000 de ani, Polul Nord se afla în Groenlanda. Dacă încercăm să vizualizăm mental Polul Nord în Groenlanda, realizăm că țările scandinave, Norvegia, Suedia, Finlanda, se aflau la acea vreme într-o zonă cu climă temperată. Schimbarea axei Pământului și deplasarea polului nord în zona în care se află în prezent a dus partea de nord a continentului european într-o zonă rece, fapt care a determinat migrația spre zone mai calde a populației hiperboreene, acest lucru confirmând practic legenda scandinavă menționată la începutul videoclipului. În fine, acestea sunt opiniile mele personale. Ar mai fi lucruri de adăugat, dar o să mă opresc aici. Mulțumesc că m-ați ascultat!